În urma revoluției de la începutul lui noiembrie 1918, regimul imperial se prăbușise, iar democrația se impusese. Germania tocmai pierduse un război de o amploare și cu un caracter distructiv fără precedent, în care luptaseră peste 13 milioane de germani, aproape 20% din populația țării în 1914, și 2 milioane muriseră. Spre deosebire de statele învingătoare Marele Război, dilema justificării sacrificiilor după un război pierdut avea să preocupe și să dezbine publicul german în anii următori. La semnarea armistițiului de pe 11 noiembrie 1918, aproximativ 6 milioane de soldați germani erau în continuare sub arme. Erau împrăștiați pretutindeni în Europa de vest, în Europa de est și centrală și în Orientul Mijlociu. Mulți dintre ei, mistuiți de dorința de a se întoarce acasă, porniseră spre țară pe cont propriu, în timp ce alții așteptau o demobilizare mai organizată. Soldații întoși de pe front care soseau în orașele lor de baștină erau întâmpinați de reprezentanții ai noii ordini, care nu prea știau la ce să se aștepte de la bărbați întorși după 4 ani de război, adesea puternic înarmați. Întoarcerea trupelor era o provocare majoră pentru Republică. Pe fondul dilemei reintegrării veteranilor în noua republică, Ebert a salutat la poarta Brandenburg trupele care se întorceau de pe front la Berlin pe 10 decembrie 1918 cu cuvintele: "Niciun inamic nu va înfrânt." Cuvintele lui Ebert se născuseră din dorința de a coopta armata pentru a susține noul regim în fața unei potențiale provocări, fie din partea opoziției de dreapta, fie a celor care susțineau o revoluție mai radicală în Germania. Deși marinarii și soldații staționați în spatele frontului porniseră revoluția din noiembrie, Ebert era foarte conștient că schimbarea de regim nu se bucura de popularitate în rândul tuturor trupelor. Majoritatea unităților de ocupație germană din est și din garnizoanele din armata teritorială și-au destituit ofițerii, au creat consilii ale soldaților și și-au declarat sprijinul deplin pentru revoluție și pentru marinarii care o declanșaseră. În schimb, trupele combatante, care din punct de vedere numeric erau cu mult inferioare, au rămas sub comanda vechiului corp de ofițeri, traversând Rinul după 11 noiembrie, sub standardul negru, alb și roșu al fostului regim imperial. Resentimentele vechi față de cei neîncercați în luptă fuseseră consolidate în momentul înfrângerii, când trupele combatante le acuzaseră pe cele din ariergardă că își bătuseră joc de sacrificiile lor. Probabilitatea ca cel puțin unii dintre acești soldați de pe front, puternic înarmați, căliți în lupte și plini de resentimente, să se opună în mod violent schimbării de regim, era considerabilă. Pentru a se asigura de loialitatea forțelor armate, Ebert a promis că guvernul va lua măsuri prompte împotriva potențialelor revolte de extremă stângă, că va organiza alegeri pentru o adunare națională și că tot corpul ofițerilor va rămâne la comanda armatei. Acest aranjament era susținut de multe figuri militare de rang înalt, în parte pentru că asta însemna că armata încă mai avea un rol de jucat în lumea postbelică și în parte pentru că existau preocupări sincere că Germania ar fi putut cădea în haos și bolșevism. Însă procesul de demobilizare s-a dovedit complex, deoarece a implicat mult mai mult decât simpla transformare a soldaților în civili. Perspectiva economică din 1918 era sumbră, iar guvernul se confrunta cu niveluri ale datoriilor și rate ale inflației fără precedent în istoria Germaniei. Principala cauză? Modul în care Germania își finanțase efortul de război. Între 1914 și 1918, împăratul și guvernele sale împrumutaseră și tipăriseră sume tot mai mari de bani ca să acopere spirala creșterii costului războiului. Nimic din toate acestea nu ar fi contat în eventualitatea unei victorii germane, care ar fi deschis noi posibilități economice în estul Europei și ar fi făcut posibilă impunerea unor despăgubiri de război mari țărilor învinse. Acum însă, guvernul lui Ebert nu doar că rămăsese cu datoriile Germaniei, ci și cu o factură cu o valoare încă nespecificată, reprezentând despăgubirile de război datorate aliaților și costurile sociale extrem de ridicate ale războiului. Între timp, rata inflației continua să fie ridicată, făcând ca achiziționarea bunurilor de bază și importurile să fie din ce în ce mai scumpe. Dacă în 1918 un dolar american mai putea fi cumpărat cu 8 mărci la cursul de schimb din Berlin, acel curs a crescut la aproape 50 de mărci pentru un dolar spre sfârșitul lui 1919. În timp ce au fost luate decizii pragmatice pentru a menține țara pe linia de plutire, inclusiv garantând salariul, pensia și alte revendicări legale ale oficialilor și angajaților din serviciile publice,
au rămas suficiente dezacorduri în privința viitorului curs al Revoluției. Deși extrema stângă nu a avut niciodată șansa de a câștiga o majoritate, odată cu începerea Revoluției din noiembrie, a încurajat anumite așteptări printre numeroși muncitori și agitatori, care sperau la schimbări politice și socioeconomice mai radicale. Tensiunile dintre diferitele tabere și dintre diferitele așteptări legate de viitor aveau să explodeze violent la sfârșitul lui 1918. Ebert și Partidul Social-Democrat majoritar erau ferm hotărâți că numai o adunare națională aleasă democratic putea decide în privința viitoarei constituții a țării. Nu toți erau dispuși să accepte acest punct de vedere. Reprezentanții aripei de stânga a Partidului Social-Democrat Independent, așa numita Ligă Spartachistă, respingea ideea unei adunări naționale și prefera un sistem politic în care toate puterile să fie în mâinile consiliilor, soldaților și ale muncitorilor. La sfârșitul lui 1918 s-a unit cu alte grupuri de stânga, formând Partidul Comunist German. Cele două figuri dominante ale stângii comuniste din Germania erau în acest moment Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht. Liebknecht, probabil cel mai cunoscut susținător al schimbării revoluționare radicale în afara Rusiei, provenea dintr-un cerc distins de socialiști germani. În 1907, scrierile antimilitariste i-au provocat probleme cu justiția, care l-a condamnat la 18 luni de închisoare. Liebknecht a fost ales în Reichstag ca social-democrat în 1912. În 1914 a fost singurul membru al Parlamentului care a votat împotriva creditelor de război. Liebknecht și alți critici importanți de stânga ai războiului, printre care se număra și Rosa Luxemburg, și-au format în curând propria organizație în Partidul Social-Democrat, Grupul Internaționalei, care a fost redenumit Liga Spartachistă în 1916. În broșurile lor periodice, aceștia cereau o revoluție a muncitorilor și încheierea imediată a războiului. Deloc surprinzător, Liebknecht a fost arestat și trimis într-un batalion disciplinar pe frontul de est. Revenit la Berlin în anul următor, acesta a condus o demonstrație ilegală împotriva războiului pe 1 mai 1916 și a fost arestat din nou. De această dată, a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru înaltă trădare. A fost eliberat la sfârșitul lui octombrie 1918, în urma amnistiei acordate deținuților politici de către prințul Max von Baden, și s-a întors imediat la Berlin. Aici a condus o altă demonstrație împotriva războiului, care a culminat cu un marș îndreptat în mod simbolic spre ambasada Rusiei, unde delegații ruși au organizat o recepție în cinstea sa. Legătura cu rușii îi făcea pe oficialii de la Berlin din ce în ce mai agitați. Pe 6 noiembrie, cu 3 zile înainte ca Revoluția să ajungă la Berlin, delegația rusă din capitala germană a fost expulzată din țară sub acuzația că se pregătește o răscoală comunistă în Germania. Dar cel mai important aliat al lui Liebknecht în săptămânile de după război a fost intelectuala și activista marxistă Rosa Luxemburg, alături de care conducea publicația emblematică a comuniștilor Steagul Roșu. Luxemburg s-a născut într-o familie de origine evrească, în orașul polonez Zamoșci, la acea perioadă sub ocupație rusească. Aceasta s-a implicat în activități revoluționare antițariste de când era elevă la Varșovia și a fost nevoită să fugă din oraș. În 1898 a obținut cetățenia germană prin căsătorie. Mutându-se la Berlin în același an, a intrat imediat în Partidul Social-Democrat și s-a implicat activ în controversele constante dintre social-democrații reformiști și cei revoluționari. Ca susținătoare radicală a Revoluției, a fost închisă de 3 ori, între 1904 și 1906, și încă o dată în timpul Marelui Război. În timpul petrecut în închisoare, gândurile ei au început să graviteze în jurul recentei Revoluții Bolșevice și a semnificației acesteia pentru viitorul revoluțiilor proletare din alte țări. Deși susținea în mare parte lovitura bolșevică, Luxemburg a rămas critică față de viziunea lui Lenin despre rolul partidului de paznic dictatorial. Luxemburg și Liebknecht cereau cu disperare, după Revoluția din noiembrie 1918, când Germania devenise o republică, o a doua revoluție. Chiar dacă baza reală a puterii ligii spartachiste era redusă, exemplul Revoluției Ruse demonstra foarte clar că tot ce era necesar pentru preluarea puterii era un grup hotărât de revoluționari. Ebert văzuse cum, în toamna lui 1917, minoritatea bolșevicilor din Rusia alungase parlamentul și împinsese țara pe panta spre un devastator război civil.
Divergențele profunde dintre diferitele facțiuni ale stângii au devenit și mai vizibile la mijlocul lui decembrie 1918, când Congresul General al Consiliilor Muncitorilor și Soldaților s-a întrunit la Berlin, unde au participat delegați aleși din toată Germania. Diferiți vorbitori și-au prezentat ideile, adesea fundamental opuse, legate de viitoarea direcție a Revoluției Germane. Majoritatea delegaților au respins ideea unei republici a consiliilor și au votat în schimb în favoarea organizării de alegeri libere și universale, care urmau să aibă loc în ianuarie 1919. Totuși, decizia de a organiza alegeri nu a redus tensiunile din rândurile stângii. Tensiunea dintre diferitele facțiuni din mișcarea muncitorească și-a atins apogeul cu puțin timp înainte de Crăciunul din 1918, când un conflict de lungă durată între Divizia de Marină a Poporului cu tendințe de stânga și comandantul militar din Berlin, Otto Wels, în cele din urmă a escaladat. Wels percepea Divizia de Marină a Poporului ca pe o amenințare, o unitate armată în capitala care părea să simpatizeze cu bolșevismul. El a insistat asupra unei reduceri semnificative a diviziei și a reținut salariile soldaților ca asigurare. Drept răspuns, pe 23 decembrie, marinarii rebeli l-au luat prizonier pe Wels. Ebert a reacționat rapid, fără să se mai sfătuiască cu partenerul de coaliție, Partidul Social Democrat Independent, și a cerut imediat ajutorul armatei. Pe 25 decembrie, în jurul prânzului, marinarii s-au predat. Această bătălie din ajunul Crăciunului a avut două consecințe imediate. Prima a fost sfârșitul scurtei alianțe pragmatice dintre Partidul Social Democrat Majoritar și Partidul Social Democrat Independent. Aceștia din urmă au protestat puternic împotriva deciziei unilaterale a lui Ebert de a desfășura trupe împotriva marinarilor. A doua, prim-ministrul prusac Paul Hirsch a decis să-l demită pe șeful poliției din Berlin, Emil Eichhorn, care venise în ajutorul diviziei de marină. Eichhorn îi spusese totodată prim-ministrului că nu-i recunoaște autoritatea. Situația a escaladat rapid pentru că fiecare parte credea în zvonurile că oponenții ei erau pe cale să atace în forță. Pe 5 ianuarie 1919, circa 100.000 de oameni au demonstrat pe străzile din Berlin împotriva demiterii lui Eichhorn. S-a format și un comitet revoluționar, iar punctul culminant al protestului a fost discursul lui Liebknecht de la sediul poliției, care cerea încă o dată răsturnarea guvernului. O figură centrală în această etapă a fost expertul militar al Partidului Social Democrat Majoritar, Gustav Noske, care jucase anterior un rol central în reprimarea Revoluției din Kiel în noiembrie 1918. Acum, după retragerea Partidului Social Democrat Independent, preluase responsabilitatea pentru armată și flotă în guvern. În mintea lui, sarcina pe care o avea de îndeplinit era să restabilească legea și ordinea prin toate mijloacele disponibile. În acest scop, nu s-a bazat doar pe trupele regulate, ci și pe voluntarii din Freikorps. Nu era o coincidență că multe dintre aceste formațiuni de dreapta se numeau Freikorps, un nume introdus în timpul războaielor de eliberare antinapoleoniene, când voluntarii germani, motivați de umilința militară a Prusiei în fața francezilor, avuseseră o contribuție importantă la înfrângerea finală a lui Napoleon. Trupele Freikorps din primii ani ai Republicii aveau un alt scop. Ce îi unea era ura profundă față de comunism și cel mai adesea față de sistemul republican pe care erau chemați acum să-l apere împotriva bolșevismului. Făcând apel la acești voluntari să pună capăt aparentei amenințări a bolșevismului care plana deasupra capitalei germane, Noske îi înrola pe acei membri ai societății germane care detestaseră și se opuseseră revoluției încă de la început și care așteptaseră o ocazie ca să-și regleze conturile în ultimele două luni. Ei nu luptau pentru republică, ci împotriva bolșevismului. În Freikorps, acești soldați care luptaseră pe front, înfuriați de înfrângere și de revoluția ulterioară, și-au unit forțele cu cele ale cadeților neîncercați în lupte și ale studenților cu vederi de dreapta, care compensau lipsa lor de experiență în luptă, depășindu-i adesea pe veteranii de război în materie de radicalism, activism și brutalitate. Pentru mulți dintre acești voluntari mai tineri, care ajunseseră la maturitate într-o atmosferă belicoasă, saturată de povești despre vărsări eroice de sânge, dar care nu cunoscuseră pe pielea lor furtunile de oțel, milițiile ofereau o ocazie binevenită de a trăi existența romanțată a războinicilor. Odată ce intrau în unitățile paramilitare dominate de foști ofițeri de trupe de șoc, tinerii voluntari erau dornici să-și dovedească vrednicia într-o comunitate de războinici și eroi de război, adesea multiplu decorați. La un loc, veteranii căliți în lupte din Marele Război și mai tinerii voluntari
formau grupuri în care violența brutală era o formă acceptabilă, dacă nu dezirabilă, de expresie politică. Aceste grupuri erau mânate nu de o viziune revoluționară sau de o nouă utopie politică, ci de o retorică comună a restabilirii ordinii. După cum afirma în memoriile sale unul dintre cei mai cunoscuți membri ai Freikorps, Friedrich Wilhelm Heinz, când ne-au spus că războiul s-a încheiat, am râs, deoarece noi eram războiul. Flacăra acestuia a continuat să ardă în noi, a continuat să trăiască în faptele noastre înconjurată de o aură strălucitoare și înspăimântătoare a distrugerii. Ne-am urmat chemarea interioară și am mărșăluit pe câmpurile de luptă ale perioadei postbelice. Absența soldaților aliați de pe teritoriul german înainte de încheierea oficială a ostilităților a părut să facă plauzibilă o teorie a conspirației, că de fapt armata germană nu fusese înfrântă din exterior, ci se prăbușise pur și simplu ca urmare a unei lovituri de cuțit în spate, dată de elemente subversive de pe frontul intern. Un element central al mitului armatei germane neînvinse, chipurile trădate de revoluție, era noțiunea uneori implicită, dar mai des explicită, că trădarea trebuia răzbunată într-o zi a judecății, când dușmanul din interior avea să fie combătut fără milă. La Berlin, în ianuarie 1919, în timpul înăbușirii revoltei spartachiste, a explodat ura înăbușită față de revoluția din noiembrie și față de susținătorii acesteia. Declanșată în urma declarației oficiale a guvernului din 8 ianuarie, care anunța că la violență se poate răspunde doar prin violență și că ora răzbunării se apropie, Freikorps au mărșăluit spre Berlin, unindu-și forțele cu trupele regulate. Pe 11 ianuarie au luat cu asalt cartierul în care se aflau sediile ziarelor. Folosind foc de artilerie și de mitraliere, au atacat fortăreața rebelilor din clădirea ziarului social-democrat. Deși s-au predat, 7 dintre ocupanții clădirii au fost uciși cu brutalitate de Freikorps. Alții, care mânuiseră ultima mitralieră cu care spartachiștii încercaseră să se apere împotriva trupelor Freikorps, au fost arestați și închiși. În total, aproape 200 de oameni au fost uciși în timpul revoltei din ianuarie și alți 400 au fost arestați. În acea după-amiază, Noske a condus o paradă militară cu 3.000 de soldați prin centrul Berlinului, ca să celebreze victoria forțelor sale de ordine împotriva adversarilor comuniști. Până pe 12 ianuarie, restul punctelor de rezistență au fost eliminate. Luxemburg și Liebknecht, cei mai importanți membri ai Partidului Comunist, au încercat să scape de actele de răzbunare neîntrerupte din Berlin, ascunzându-se și mutându-se constant dintr-un cartier în altul. Era clar că rebelii erau condamnați la eșec. În seara de 15 ianuarie 1919, Liebknecht și Luxemburg au fost arestați. Liebknecht a fost agresat, scuipat și lovit cu patul puștii. La ora 21:45, liderul comunist, în stare de inconștiență, a fost dus cu mașina în cel mai mare parc din centrul Berlinului, unde a fost împușcat de 3 ori de la mică distanță. Ucigașii au lăsat după aceea, fără nicio jenă, trupul lui Liebknecht la o stație de salvare din apropiere, pretinzând că găsiseră un trup neidentificat. Luxemburg, în timp ce a fost transportată cu o mașină, a fost ucisă cu o singură împușcătură. Apoi a fost aruncată în canalul Landwehr, iar trupul ei descompus a fost găsit multe săptămâni mai târziu, în mai 1919. Uciderea acestor doi lideri revoluționari a fost un exemplu clar al brutalizării vieții politice ca urmare a războiului și a urmărilor acestuia, iar aceasta a continuat și în anii care aveau să vină. Prăpastia care se deschisese în mișcarea socialistă a muncitorilor înainte și după primul război mondial și care se lărgise de Crăciunul sângeros din 1918 devenise acum una insurmontabilă. Însă Ebert și Noske erau convinși că apăraseră Germania de bolșevism prin acțiuni consecvente, o problemă care a jucat și un rol important în campania electorală pentru adunarea națională din ianuarie 1919.